Spectacolele Nerium Park, Ien și povestea Eduțului Răsfățat, primul dintre acestea în două reprezentații, reprezintă provocarea pe care actorii Teatrului Anton Pan o oferă spectatorilor vâlceni. La unul dintre spectacole, Nerium Park, programat sâmbătă începând cu orele 16, intrarea va fi gratuită, urmând ca la cel de la ora 19 să se plătească biletul. La cele două spectacole, piesa Ien și matineul destinat celor mici, accesul publicului larg se va face doar pe bază de bilet. Doresc să transmit telespectatorilor postului de televiziune VTV la mulți ani, un an 2018 cu bine, și vă așteptăm ca spectator la spectacole Teatrului Anton Pan. Într-adevăr, începem anul 2018 în forță, un weekend cu numai puțin de 4 reprezentații teatrale. Este vorba de zile de sâmbătă 13 și duminică 14. Sâmbătă de la ora 11:30 este matineul nostru obișnuit pentru copii cu povestea Eduțului Răsfățat. Iar după masa și seara aceleiași zile vom avea două reprezentații de la ora 16 și de la ora 19 cu una din premierele recente ale teatrului nostru, Nerium Park, autorului spaniol Josep Maria Miró, care a și fost la Râmnicu Vâlcea în luna octombrie anului trecut, regia Tudor Lucanu, împreună cu spectacolul Ien de duminică de la ora 11, Ien, regia Adrian Roman, autoare Ana Barton. Sunt spectacole care vor fi vizionate de către juriul UNITER în vederea desemnării spectacolelor nominalizate pentru premiile UNITER de la Gala UNITER, care va avea loc în primăvara acestui an, probabil că în luna aprilie sau în luna mai. Este un test important pentru spectacolele noastre. Ne bucurăm că acest juriu vine de la Craiova, sâmbătă, unde vizionează câteva spectacole Teatrul Național din Craiova, iar de la Râmnicu Vâlcea, de la Teatrul Anton Pan, pleacă spre Sibiu, la Teatrul Național Radu Stanca, unde va viziona o altă producție. Deci ne bucurăm că suntem într-un circuit important al teatrelor din România și sperăm ca vizionarea acestor două spectacole, Nerium Park și Ien, să dea rezultate, și anume să ne numărăm printre nominalizații la multele categorii pentru care se acordă premii la Gala Premiilor UNITER. L-așteptăm pe domnul Călin Ciobotariu, un important critic teatral, care va viziona aceste două spectacole. Aș vrea să spun că pentru spectacolul de la ora 16, deci sâmbătă, ora 16, intrarea este liberă. Este un test pe care pagina de Facebook a Teatrului Anton Pan, Amicii Teatrului Anton Pan, îl face pentru a vedea dacă și la ora 16 se găsesc spectatori doritori de teatru. Vă așteptăm cu toții, cu drag, la aceste patru spectacole care au loc în începutul de an 2018. Punerea în scenă ambelor producții dramaturgice s-a bucurat de aprecierea criticilor de specialitate și a revistelor de profil.